Servus, sunt Robert și astăzi îți facem agnolotti. Pentru umplutură o să folosim Beer's Pesto, un pesto de leurdă și brânză proaspătă făcută de mine. Dar înainte de asta, hai să dăm un pic timp înapoi să vă arăt cum am făcut brânza. Salut! Hai să vă arăt cum să faceți o brânză proaspătă acasă, foarte simplu. Pentru asta aveți nevoie de lapte proaspăt, dacă se poate, de la Băcuțe Fericite, un pic de oțet din vin alb, zeama de la o lămâie sau poate chiar jumătate, în funcție de gust, un pic de sare. Eu o să folosesc Thermomix în cazul ăsta, pentru că am termocontrolul la el, care îmi spune exact temperatura. Avem nevoie de o temperatură de 85 de grade spre 90. Thermomix să face treaba asta. Dacă nu aveți Thermomix, foarte simplu să folosiți o cratiță și un termometru. Deci să-i dăm drumul. Laptele. Foarte. Dăm drumul la Thermomix. Am atins 88 de grade. Turnăm lămâia, reducem un pic viteza, punem sare, ok, niște oțet. Brânza noastră este gata. Super. Acum, tot ce trebuie să faceți, să o lansați, scoateți la scurs. Deci, primul lucru pe care o să-l fac acum este să-l prăjesc o felie de pâine cu un pic de ricotta sau brânză, cum vreți să-i spuneți, brânză proaspătă și leurdă. Vă arăt imediat și după aia puteți să vă întoarceți la video cu paste. Bun, acum că ați văzut cum am făcut brânza, dacă o dați printr-un blender sau un termomix o să obțineți o cremă de brânză. Avem brânza proaspătă, pesto de leurdă, o lămâie, un pic de piper, sare, brânza. Să luăm niște pesto, îl zgârcim. De lămâie, așa, sare și piper. Întotdeauna să luați în considerare ca umplutura să fie un pic mai condimentată decât gustul dumneavoastră, deoarece trebuie să dea gust la paste. Amestecăm bine. Eu zic că mai merge un pic de pesto. Până în momentul de față am 200 de grame de brânză și 100 de grame de pesto. Așa. Punem gata. O punem deoparte și apucăm de paste. Ne asigurăm că avem făină pe suprafața de lucru. Și începem cel mai mare.
odată ce am întins aluatul, să tragem o dungă ca de obicei, plita țeptă și oală țeptă își face treaba. În moment ce fierbe apa, m-am băgat un pic de sare, adăugăm pastele. Timpul de gătire pentru paste ar fi undeva la 1 minut jumate spre 2. Avem pregătite niște frunze de hashimatsuki, un pic de leurdă și floricelele de la leurdă. Pastele noastre sunt gata. Până le așezăm, pregătim sosul. Pentru sosul să folosesc 30 grame de unt. Ok. Dacă îi se prăpăște, trebuie niște parmezan. Un pic de piper. Un pic de sare. Și introducem frunzele de leurdă. Câteva secunde. Aromatizăm untul, dar gătim și frunzele în același timp. Ok. Odată ce am făcut asta, scoatem frunzele. Floricelele.